Ce drojbă se aude acolo? Ce drojbă aveți acolo? Da, dar nu știu cine-l taie, Gheorghiț, cine-l taie? Cine taie copacul ăsta? Asta e dintr-un parc. Cine taie? Cine-i? Stai-le, Cardinis. Buracu Ioan. A, da, păi cine vă da voi? Dă-ți cu voie, nu fără voie, nu ne-am vărat. Stai, da, și le din centru, cine le taie, cine le taie? Stai. Păi, dar cine vă dat voi? Da, da, vouă, cine vă dat voi? A, el vă da voi să faci curat, gine că vouă vă da voi. Gine că faci, oh. Eu văd, dar eu filmez. Asta niște vecini sau cum să zic, în preajmă la... Și nu s-au știut? Nu s-au știut că ăsta e copac care se dărâmă? Dar asta ce, tot putred era? Putred, dar jos cine i-a tăiat ăsta ia Denisca? Și apoi eu când mă ducem la magazin, spune că Mihail, domnul Mihail, a să câștige. Și atunci poftim și ne taie ăsta ia copacul. Sigur că da, domnul Mihail, el câștigă, el face, el drege. Văd că ăștia ia stăieți cu fașii de jos. În ce sens de jos? Căzuți? Poftim? În ce sens de jos? Să scăzuți? Nu înțeleg. Deci, pădurarul, tot concentrat, toată forța aici. Iată, într-unul din acești copaci, se vede bine? Da. Într-unul dintre aceștia, din acești plopi era o adfire. Cine să restabilească toată chestia asta? Aici se rupte și de lumină, da? A? Și lumină, și telefon, și cablu TV, și da, iată-vă aici câtă daună. Și un vârf la un brad îi tăiet. Deci dauna asta ea ne pare trebuie să o suporte primarul. Cel care nu care a fost irresponsabil. Nu știut? Uitați-vă cât firi sunt aici pe jos. Și asta uitați-vă. E lumina de la... Și lumea a stat fără de lumină atâta timp. Și eu sunt provocatoarea. Eu sunt provocatoarea. Dar de câți ani plopi ce i-ați uscat? Văd că te râzi, tot așa spuneai că de lasă în primărie, dar nu știu ce, dar de ce? Dar cum filma? Dar de ce? Cine a luat crejile și ele? Sunt persoane în vârstă care... Dar chiar e cu primoi. Chiar e cu primoi. Chiar e cu primoi. Sunt persoane în vârstă, persoane neajutorate. Cineva taie acolo, alții taie aici. Dacă trebuie să fim corect, corect să fim cu toată lumea. Trebuia până acum să fie făcut curat. Ce de să lăsăm? Ce spuneți? De cât timp să uscați plopii ăștia? Chiar și eu sunt provocatoare și ne-au spus că, iată, în plopul ăsta este un cuib de albini. Și de atâta l-a lăsat pentru că era roi cela de albini acolo? El de câți ani e uscat? De atâta l-a lăsat. Dar uitați-vă cât daune, câte firi întinse, câte lumină, câte persoane fără lumină. Eu n-am pretenții la oamenii ăștia care sunt aici. Am pretenții la primar care a fost irresponsabil. Iată aici ea-i dauna primarului. Iată, uitați-vă plopul cum e dărâmat. Dar cine o să restituie, cine o să restabilească? Ce te râzi, Natasha, și nu-i drept? De câți ani e uscat plopul acela? Ce spui, Mata? De când e uscat plopul? Ei, de când? El mai de vreo 4 ani n-are frunze, doar avea așa câte un semnal de frunză avea, dar eu numai de câte ori am dat, de două dimersuri eu am înaintat, dați să facem ceva, dați să uitați-vă și alături, mai este încă alt plop, vedeți? Deci nu știe nimeni, cine le taie, cine le ia, cui, ăsta e fiecare, tot cu, iată, vedeți? Asta e tot e uscat plop. Și
cap și am că poți să spominești mai de aici, cineva vreun zdolap în cap. Dacă o văzut de la primar, ia uitează și acolo. Vezi? Văd, văd. Păi tu cine-i? Cine-i provocator? Cine-i irresponsabil? Nu, cine-i cheltuitor? Cine-i risctor? Eu chiar nu înțeleg oamenii. Chiar nu înțeleg. Gospodarul. Gospodarul cu 5 mandate. Păi bine, dar uitează că eu sunt provocatoarea. Și cei care te iau acolo ne-au spus că trebuie să cameră mai bună. Gata, o lepădat, o plecat. O sunat nu știu cui și s-o dus. A, deci cumva deci... ilegal te iau acolo, da? Nu, acolo tot e dermat de vânt, dar te iau ei și să-și-l iei ei. Și-l cred, bănuiesc eu. Dar să înțeleagă corect, eu nu vreau nimănui... Of, Doamne, stați că eu stau o lepădat aici. Vântul ca să-l stărnesc. Las cheme și poliție dacă mă consideră pe mine că eu sunt vinovat. Că tot sună, tot. Dacă eu azi mă duc să ne... Azi mă duc să cumpăr pâine. Deci asta e în centrul satului, da? Da, în centrul satului, lângă magazin, vis-a-vis de magazin. Nu știu lumea că aici sunt copaci care reprezintă pericol. Care prezintă chiar pericol și faptul că n-ați avut lumină, așa? Păi aici, vedeți, n-ați avut, dar voi n-ați știut de câte ori și voi ați sesizat că aici sunt copaci uscați. Dar s-o duc și l-a votat primar, dar nu vreau eu voturi. Vreau să demonstrez oamenilor cât de irresponsabil și cât de tare el, aș zice eu, înșelat sau nici nu știu cum să spun. Pentru că, ca logic, uitați-vă, firile astea care sunt, că iată aici ea, au fost dărmat chiar de votare, peste drum, iată, în acest spațiu. Au fost dărmat un plop, tot peste fire. La votare tot lumea nu a avut când atunci tot am sunat. Și iată aici, vedeți câte mașini stau, nu știu, unde, cine a să le iei, ce a să facă, unde a să le ducă lemnile astea. Că, deci atunci când am zis că se poate de dus la... cetățeni, ca la femei bătrâni care nu au deci lemne, gata, au lepădat, acolo rămas și, deci, și drujba au rămas pe lângă copașii ăștia. Nu știi, și ne taie, și faci. Deci cum porțile-s deschise, treaba lor, ei fac. Druji primarul o să ia lemnele. Poftim? Druji primarul o să ia lemnele. Nu, văd că e, vedeți, că întorc o vagonetă de asta sau cum se numește, eu nu știu unde încarc, vedeți că stăiate la așa, la un metru, dar chiar acolo și se vede, pare mi se, acel cui broi de albine. Dar vezi acolo, e lăsată și asta ea. Și primarul ne-a spune că el o chemat MCS, o chemat pe toți. Unde? Unde? Dă primar, lasă să vadă. Unde e MCS-ul? Eu nu văd nici MCS-ul, nici... Dar ce ai vorbit? Ai sunat la primar? Da? Ai sunat la primar și ai vorbit cu el? Da, am sunat primarul, iată acolo se vede scorbura și am sunat la primar și a zis că răbdine-o tăietor. Da, băieți, da, îmi trag mașina și încarci propria aici ea. Cu acordul cui? E că vine și primarul să-ți vadă telefonul. Sper că nu. Fac telefonul, uite chiar acum ea. Unde e MCS-ul? Dar unde e MCS-ul, domn primar? Ai zis că vine MCS-ul. Unde e MCS-ul? Serviciul pentru situații de urgență, da? Da. Să vă proche acolo, zboară telefonul. Unde e MCS-ul? Unde este mai lemnul ăsta? MCS-ul unde-i? Mă, ta ai spus că ai chemat MCS-ul. Unde e MCS-ul? Dar ce să fac și telecomul de seară? Dar de ce oamenii ăștia încarcă lemnul? Dar de ce n-al dat la femei care n-au lemn? De ce? De ce? De ce de pșina mea? Îl plătește la primărie, auzi? Cum să-l plătești? Nu vă... De ce Natasha te râzi? N-are ce să sară, că e loc public. E loc public, n-are de ce să sară telefonul. Și amenințe de-am și sătenii. Da, poftim, da, vedeți, vă spun, el a plecat, o dat să ia.
eu adus remorca asta și încarcă lemnul. Dar sunt femei care în vârstă care trebuie să... Fie decide, el hotărăște, iată poftim de unde au venit voturile. Eu sunt provocatoarea. Natasha, nu ești corectă. Deja ești filmată, dar nu ești corectă. Nu ești corectă, Natasha. Nu ești corectă. Deja ești filmată, că e spațiu public. Ați văzut? Și Natasha vrei să-mi spui? Și Natasha vrei să-mi spui? Iată el tot timp câți ani au fost la, deci pădurile când stăiau, acești oameni sunt în echipa pădurarilor. Ei ce-au vrut așa i-au făcut, ce-au vrut așa i-au împărțit, de unde eu știu încât cu propriu să, de ce nu s-a făcut asta prin decizia Consiliului. Deci primarul spune că el taie și să-l plătească. La decizia cui? La decizia cui? Iată, logic. Practic sunt toți cetățeni, cu toții trăiesc bine, cu toți suntem într-un sat. Dar la decizia cui s-a hotărât că acești propri să fie luați de către XY? Dar ce ți-o răspuns când ai scris despre copacii ăștia uscați? Mi-au cerut, deci eu am dat un demers ca să fie defișați copacii uscați, inclusiv și de la etajă, de unde vă arătam eu. Și atunci primarul, câțiva consilieri, inclusiv și Lilica de la comuniști, Ileana, o spune, dar cine sunt oamenii și ea? Cine a dat așa idee? Cine a dat așa propunere? Iată, vedeți cum se încarcă, tot organizat. Deci nu interesa cum se rezolve problema, interesa cine a scris cerere, cine a scris plângere. Da. Și atât chiar și aici. Nu, cum să te mintă pe tine, că eu am să vă trimit dumneavoastră registrare audio care el spune. Deci că am sunat MCS Finosa. Dar de ce, ce să facă MCS Finosa? Dacă dărâma copacii ăștia, dacă tot acești oameni puteau să iei acești copaci, puteau să iei prin plata acționată, care spune el, prin plata admisă, puteau să iei până la acest pericol. Iată, eu așa văd logic, nu? Sau altfel. De acord, trebuiau tăiați din timp, trebuia măsurați cântăriți și vânduți conform legilor, conform regulilor. La cei mai nevoiași, dacă e cu preț subvenționat sau prin licitații la cei mai bănoși, tot așa, ca să nu rateze venituri primărie și să evite pericolele. Dar ce numere, ce numără de mașină au acolo? Că ar trebui să vă notați undeva numerele de mașină și după aceea să vedeți dacă într-adevăr li s-au vândut, dacă s-au cântărit, s-au măsurat. Notați-vă și faceți-vă datoria de consilier independent. Deci așa de bine mascați sau și un fel de căciulă pe cap. Ei, lasă, dar după numărul de mașină poate să identifice după ce poliție și cine acolo. Inspecție ecologică, cine se ocupe de cazul ăsta? Ce, Vaniuș, dar de ce bolnași? Ce, Vaniuș, de ce stai copacii ăștia, copacii ăștia aici, Vaniușa? De ce, dar de ce? N-a scat, dar aici ești pădurar, iată și primarul, deci dacă își plimbă cu aici. Dar eu am zis că asta e echipa lor. Natasha, nu sunt, eu sunt un om, sunt om, Natasha, sincer îți spun. Ei, nu se poate vedea mașina care zapadă peste numărul. Ei, cred că nu-i vedea este, n-aveți multe în sat. Nu-ți căta, Natasha, că auzi, deseori sapi groapa cuiva și nimerește altcineva. Dar e logic așa, e atât logic. Eu mă salut cu mata. E logic așa ceva? Cui să-i dai pașii? Eu sunt ră. Chiar sunt ră. Vedeți cât de ră eu. Ai, 042. El, X, văleu. Feudale satului, boieri. XLX 042 sau 058 e acolo. Se duci încolo, dar unde se duci? Și cât o luat? Și cât o luat, duci-l măsoară, duci-l număr.
Tu și numără. Cine să-i măsoare Pușkin? Primarul cu ochiometru. Da, cu ochiometru. Toate rudele astea, pădurarul e și aș poftim. Eu sunt cei mai mari provocatoare. Eu sunt cei mai mari provocatoare. În tot satul și deci uitați-vă firele cum sunt. Dar cum să primarul spune că o zis că vine... Vine MCS-ul toți să vină și să facă. Adică ei iau leam, ei car cărbănesc de aici lemn, nu? Ca să vină MCS-ul. Iată, eu trec pe aici, cred că nu-i curent electric, de acum n-are și să mai ușe de din mine. Că de la banul duc lemn, dar n-am eu cu ei nimic, suntem oameni de sat. Atâta, doar rădășina, dar să iei așa rădășina cu timpul. Și alt copac uitează cum stă peste firii. Vedeți cum mașina de înapoi în grad. Primarul zice că vine MCS-ul. Drujba aici a lăsată. Dar eu nu vreau rău absolut, nimănui nu-i vreau rău, absolut. Dar dacă se respecte o lege, eu cred că satul o să prospere. O să prospere satul. Iată, ești, ia sunt copașii ăștia, el a cumpărat deci, alegători. Iată, poftim, ia uitați-vă câte firi electrice sunt căzute aici, vedeți? Și câți oameni nu au avut astăzi curent electric. Poftim. Am înțeles, doamnă, situația. Rămâneți dacă aveți putere și mai documentați, notați-vă, dar eu termin înregistrarea că... Ia, uitați-vă, stai, mă, ta, aveți firul aici sau nu? Fir, da, da, e clar, dacă au căzut doi copaci pe sârmi, mi s-au rupt tot acolo. Stați, că merg așa, ia, uitați-vă, ia, și era pericol, probabil, în primele clipe, păi, era și curent electric acolo și copacii puteau scadă peste, păi, oameni, sigur, deci da, putea să vină... Și ambulanța și pompieri, multe năzdrăvănii puteau să se întâmple de la căderea asta. Ate, vedeți? Nici lumină, nici... Dar asta este. Și eu sunt clănțoasă, eu sunt provocatoare, eu sunt rea. Spuneți că acușa mai era să zică de ce, dar eu sunt așa, pentru că aici este Niciforeac Vaniuș, este combatantul, este camaradul primarului. Este o echipă bună de băieți care, da, ei și-au făcut cândva datoria, dar n-am văzut nici un camarad. Să unul dintre ei și-a plecat, Vaniuș. Sau, nu el, sau altul. Și-o alesă ce au, au vrut așa primar să-i mai dea al cincilea mandat, își merită soarta. Ceilalți care tac și nu se implică, vezi, tot așa, își merită iese soarta. Iată mașina, vedeți de unde iese, hop, dacă poftim, dacă poftim și mașina iese înaintea autocarului, autobusului, e mai important, drum principal. Ei, dacă s-a oprit și eu ce-a dat? Bine, așa stau lucrurile la Burlacu. Ținem legătura, continuați să monitorizați, vă dorim rezistență și curaj. Da, vă mulțumesc mult și cetățenii să fie destul de înțelegători. Că aici mai sunt alții care au drujbi sau cum se numesc, dar n-a îndrăznit nimeni așa ceva, așa cumva să procedeze. Deci câte minciuni și câte farafastâcuri face primarul, mie îmi spune, chemat că MCS, de șeri, treacă, neagă, stață și fel de MCS are el. Dar nu era mai frumos, iată oameni buni, da, s-a întâmplat, da, adică, acum ar trebui să fie tras la răspundere primarul despre aceste situații, despre aceste cheltuieli, care tot din incompetența lui au suportat cetățenii. Cineva are o vită, adică care a dus pe viață un vițel sau, în fine, oamenii au gospodării. Trebuia să suporte din pricina primarului, iată acolo, de să încarcă iarăși din nou crengele. Și eu sunt rea. Dacă eu sunt rea, atunci analizați și dumneavoastră. Ciugulește din palma primarului cine are trecere.